Vă salut cu bucurie, dragilor! Astăzi am o bucurie deosebită să vă arăt că masa de podcast de la Eldad s-a transformat într-o binecuvântare pentru o familie. Vreau în următoarele momente să vă prezentăm ce pregătim într-o cutie de alimente în proiectul Binecuvântări de Sărbători. Acest proiect care e în inima noastră de câțiva ani de zile, unul dintre cele mai frumoase proiecte în care ne-am implicat. În această perioadă de sărbători, oamenii ne primesc cu bucurie în casele lor, oamenii primesc cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, colindele care le cântăm la ei acasă. Am întâlnit tot felul de cazuri și am avut niște experiențe extraordinare. În primul rând au fost pentru noi, pentru încurajarea noastră, dar am fost și noi o binecuvântare, noi am fost intermediari între voi și ei și am putut duce zâmbete sau lacrimi de bucurie oamenilor. Haideți să vă arăt ce punem într-o cutie de alimente. Punem suc, ulei, mai multe sticle, fasole, cereale, punem pateuri, carne de porc, punem zahăr, punem griș, punem mălai, napolitane, bomboane, ca să îndulcim, o să punem și altfel de bomboane, cineva ne-a promis că ne aduce altfel de bomboane ca să punem în pachetele acestea, parizăr, salam, cereale pentru copii. Aparte de asta, o să punem câte un sac de cartofi de 10 kg, punem câte un sac de făină și dăm în funcție de numărul de familii, de numărul de persoane din familie, da? Dacă o familie cu mai mulți copii, vor primi mai multe colete, vor primi mai mulți saci de cartofi sau saci de făină. Ce pot să vă zic? Referitor la cadouri, au fost cele mai frumoase momente care le-am văzut, că oamenii, când oamenii au deschis, eram și noi curioși, cum deschid ei cadourile și cum rămân uimiți că Dumnezeu i-a binecuvântat prin voi. Și anul acesta așteptăm la adresa de pe ecran, cum și sora Naomi a prezentat, da? Să faceți cadouri, să le trimiteți, puneți copiii dumneavoastră. E o experiență extraordinară, eu am văzut-o la copiii noștri, să facă ei cadouri cu mânuța lor, apoi să le distribuim și în momentul în care ajungem acolo să încercăm să filmăm. Nu putem peste tot să filmăm, să știți. Dar încercăm să filmăm, să vedem reacția oamenilor și poate unul din cadouri va fi al tău și îl vei vedea, vei vedea reacția celuilalt. E foarte important ca pe lângă alimentele astea să ducem cuvântul lui Dumnezeu. E foarte important. O să ducem Biblia, o să și cântăm acolo, o să și ne rugăm. Dar e important ca și voi, în momentul în care trimiteți cadouri sau alimente, să vă rugați pentru oamenii la care ajung. Dragilor, așteptăm, dacă vreți, puteți pune voi cadouri, da? Pe adresa care v-am spus-o, puteți trimite alimentele de care v-am zis sau și altele, cum credeți voi, le puteți trimite la adresa de pe ecran sau puteți pune bani în contul misiunii Eldad și noi putem face aceste cutii de alimente. Anul trecut, costul unei cutii era de 100-110 lei. Acum, cred că prețurile sunt mai sus. Voi vă gândiți-vă cum cumpărați la voi acasă. Ce să zic, una din problemele mari care le-am avut perioada asta a fost că n-am avut loc de depozitare. Dar, mulțumim Domnului că avem terenul de la centrul de misiune și câțiva frați s-au unit și putem avea un container săptămâna viitoare. Domnul Iisus să-i binecuvinteze, să vă binecuvinteze și pe voi pe toți. Suntem uimiți de dragostea cu care vă implicați și aici, și la centru de misiune, de încurajările care ni le trimiteți, de oamenii care vor să vină să se implice fizic. Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă răsplătească. Haideți ca tot ce facem, să facem cu bucurie, să aducem un zâmbet în viețile acestor copii, în viețile acestor familii care poate n-au mai mâncat de mult timp așa ceva. Poate mănâncă o dată la an, cum am avut experiența în anii precedenți. Am ajuns la o femeie, la o soră și ne-a șocat faptul că ea era bătrânică, avea grijă de 3 nepoți și acolo pe plită avea mâncare de cartofi. Cât am stat în casa aia, am dus binecuvântări, era foarte bucuroasă. Mi-a zis, uite, avem mâncare și băga așa un polonic acolo în oala de pe plită și zicea, acum avem, era înainte de sărbători, avem și carne să mâncăm. E o mare binecuvântare, să aduci binecuvântare. E mai ferice să dai decât să primești și
asta am văzut-o cu ochii noștri, toate aceste experiențe, noi de intermediari, am pus și noi umărul acolo cât am putut, dar voi de a vă implica fizic sau financiar, ne întăresc în primul rând pe noi și apoi aduc binecuvântare și bucurie în viețile familiilor. Haideți și anul acesta să aducem zâmbete, să aducem bucurii și dacă sunt lacrimi, să aducem doar lacrimi de bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească pe toți. Amin. Bună, dragilor! Astăzi mi-am chemat ajutorul de nădejde, pe Eva, iar împreună vă vom arăta cum pregătim un cadou pentru proiectul Binecuvântare de Sărbători. Noi am luat o cutie, am pachetat-o cum am crezut noi că e mai potrivit și ne-am decis să facem un cadou pentru o fetiță de 6 ani. Nu știu în mâinile cui va ajunge acest cadou, însă știu clar că în România sunt foarte multe familii, foarte mulți copii care n-au mai mâncat de foarte mult timp o bomboană sau poate sunt copii care n-au avut niciodată parte de această agendă sau de o așa jucărie. De aceea ne dorim ca prin acest proiect Dumnezeu să binecuvinteze copiii din România. Noi am fost pe fugă la un magazin și am luat și noi ce am crezut că e potrivit, însă sunt sigură că voi puteți să puneți mult mai multe lucruri mai frumoase, mai creative. Cadoul poate conține o agendă, rechizite, carioci, creioane, Eva vă arată aici tot, radiere, după cum spuneam, voi puteți spune mult mai multe lucruri, dulciuri, cum ar fi sărbătorile fără dulciuri. Avem și o carte de colorat, mi-a trimis niște frați din Verona, Domnul să-i binecuvânteze, foarte faină. De asemenea, puteți pune și periuțe de dinți sau pastă de dinți și ce mai aveți de pe acasă, poate un gel de duș. Noi ne-am gândit să punem și o pereche de mânuși, o căciuliță, zic că e bună, nu? Faină, pentru o fetiță, sunt curioasă cum o să reacționeze, șosețele, o jucărioară, o păpușică și, în ultimul rând, un lucru foarte important, ne dorim ca fiecare cutie să conțină un plic, o felicitare, în care voi puteți să scrieți gândurile voastre frumoase. Mulți oameni nu știu să citească, însă noi vă promitem că vom încerca să le citim scrisorile voastre în timp ce ei vor desface cadourile. Sunt curioasă dacă v-ați regăsit scrisorile în videoclipurile din anii precedenți, în momentul în care copiii au deschis cadourile. Cum au fost reacțiile voastre când v-ați auzit cuvintele pe care voi le-ați scris? Noi am fost tare încurajați de scrisorile voastre și copiii au fost emoționați până la lacrimi. Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru darurile pe care ni le-ați donat până acum și pe care o să le donați în continuare. Domnul Iisus a venit ca un dar pentru noi. Fii și tu o binecuvântare pentru un copil din România. Haideți ca împreună să uităm de noi și să ne îndreptăm privirile, resursele și rugăciunile înspre copiii care au nevoie de sprijin în această perioadă. Și tu poți face un astfel de cadou sau unul chiar mai frumos, fie că vrei să-l faci pentru un copil sau pentru un adult sau chiar pentru un bătrân. Așteptăm cadourile voastre la adresa din descriere și afișată pe ecran. Ne dorim să fim o binecuvântare de aceste sărbători. Și dacă n-ați văzut până acum videoclipurile din campaniile noastre anterioare cu binecuvântare de sărbători, vă invităm să accesați linkurile din descriere, ca să vedeți cât de mult poate impacta un astfel de cadou viața unui copil. Domnul să vă binecuvinteze!